scurtă lămurire. Am scris această carte anume pentru cei mici, care n-au ajuns încă în clasa a patra când încep a învăța istoria patriei după manual. Mărturisesc, n-a fost o treabă ușoară, dar m-am ostenit, au alcătuit dintr-o stăruitoare poruncă lăuntrică numită râfna de a ajuta micuții noștri preșcolari și școlari, copiii noștri dragi, să înceapă a desluși încă din frace de pruncie câte ceva din adevărul istoriei și din lumina legendelor patriei. Mi-a plăcut, am ostenit scriind-o, cu gândul de a-i face să simtă, încă din anișorii când abia deschid ochii asupra lumii, ca au bunici și străbunici vrednici care se cuvine a fi iubiți și respectați, ca o patria lor, apărată, îmbogățită și înfrumusețată de acești moși și strămoși. Că patria aceasta, România, are o istorie de muncă, de creație, de luptă și eroism, pe care dator sunt și ei au o cunoaște și au o iubi cum se iubesc pe sine. Că dragostea de țară trebuie să fie aidoma tuturor simțămintelor cu care s-au născut și în care trebuie să crească, adâncă, serioasă, demnă, nobilă. Dar dacă orice carte scrisă pentru elevi ne poate pune pe noi scriitorii oarecum în contact direct cu ei, pentru citirea acestei cărți, ticluită și pentru cei foarte mici, eu am neapărat nevoie de ajutorul dumneavoastră, părinți, bunici, educatoare, învățători și învățătoare. Un ajutor de care nu mă pot lipsi. De aceea, vă rog mult să colaborați cu mine, autorul acestor povestiri, citind sau povestind după cărticica aceasta, înviind cu glasul dumneavoastră, cald și părintesc, întâmplări și legende din istoria patriei. Auzite încă din copilărie, am credința că faptele strămoșilor se vor imprima în conștiința copiilor adânc și de neuitat, că sentimentul legăturii cu strămoșii se va sădi în străfundul cugetului și va ajuta la clădirea conștiinței patriotice și cetățenești a conștiinței umane în genere. Istoria care nu se uită devine legendă, iar legenda este aureola care împodobește istoria și luminează cu spor de lumină dragostea de țară. Am credința că o conștiință îmbogățită cu datele oferite de istorie se cunună cu veșnicia, căci, chiar dacă omul e pieritor, poporul și țara sunt eterne. Trebuie să fie eterne, iar istoria care nu se uită, ci se învață din generație în generație, încă din frage de pruncie, este cel mai potrivit mod de a întreține dragostea de țară și de popor, de a hrăni eternitatea acelei țări și acelui popor. Aceste povestiri se tipăresc în trei părți. Prima până la Mihai Viteazul, a doua până la Unirea cea Mare din 1918, iar a treia cuprinde fapte vrednice de istorie și legendă din epoca noastră contemporană. Dragi colege, iubiți părinți și bunici, cel mai greu lucru mi-a fost să găsesc tonul și stilul, limbajul acestor povestiri. M-am străduit să scriu cât mai simplu și cât mai pe înțelesul micilor ascultători. Am ținut socoteală că limba românească folosită în povestire e mai accesibilă pentru narațiunea expozitivă și explicativă, precum și prin rezonanța afectivă pe care copilul o intuiește, poate instinctiv, urmărind faptele, eposul, fără prea mult efort. Totuși, rolul cel mare l-aveți dumneavoastră. Rolul de a ajuta înțelegerea acestor povestiri, înfățișându-le vibrant prin intonație și prin căldura cu care sunt citite. Și vă rog să mă credeți, micuții noștri merită osteneala noastră de a ne face înțeleși pentru trezirea și întreținerea în gingașul lor cuget a fierbintei dragoste de țară și popor.